Revenim, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Vom da curs mesajelor, dacă vor fi. Puteți trimite SMS-urile pe, la numărul de telefon afișat pe ecran. În partea a treia emisiunii vom, cum am spus, vom da curs mesajelor. Titlul emisiunii: Municipalitatea în ofensivă administrativă de primăvară. Și așa cum ați în platou se află domnul primar Ion Lungu și viceprimarul Ovidiu Roftei și Lucian Hașovski. Deci, domnul primar, m-ați corectat înainte de a intra în pauză de publicitate. Am zis că, referitor la modernizarea Curții Domnești, că ați promis. Acum m-am corectat, am zis că ați chiar anunțat face. Dumneavoastră. Nu, chiar n-ați... N-ați acceptat nici această formulă, ci ziceți că administrația, este administrația care nu promite, ci face. Chiar face, pentru că acest proiect este demarat. Da. Așa cum am prezentat în conferința de presă, am avut discuții la Ministerul Dezvoltării Regionale, la Autoritatea de Implementare a Proiectelor POR, Piaxa 5.1, și am fost acolo. Sigur, avem o problemă în sensul că proiectul este mai mare, are o valoare de 17 milioane de euro, pe axa 5.1, reabilitarea patrimoniului natural și cultural, nu pot fi promovate proiecte mai mari de 5 milioane de euro. Noi la Cetatea de Scaun am avut 14 milioane de euro, valoarea totală a fost 27 de milioane de euro, 13 milioane de euro le-am pierdut când am avut parcul și pute. Revin și punctez pentru că așa a fost. Deci astăzi suntem la faza în care refacem studiul de fezabilitate, pentru că atunci când mergi și depui documentația trebuie să vii pe valoarea de 5 milioane de euro. Probabil vom face prima parte a acestui proiect de investiții pe fonduri europene, pentru că... Ce s-ar putea face din acești bani? Deci s-ar putea face exact proiectul, mai puțin dotările. De ce? Pentru că dotările, undeva la 60% din proiect sunt dotările. Și atunci vom face, vom finanța pe fonduri europene proiectul și este un proiect foarte bine realizat, cu pasarele de sticlă, cu, mă rog, conservarea spațiului de acolo de jos, cu bibliotecă, muzeu și așa mai departe, spații, cafenele. Este un proiect foarte frumos realizat de o firmă Arena din Spania, o firmă care a câștigat foarte multe premii europene la reabilitarea siturilor arheologice. Deci vom putea face proiectul, mai puțin dotările. Dotările vom promova într-o a doua fază pe fonduri proprii ale primăriei. Eu sper să găsim și alte surse de finanțare prin fondurile proprii ale primăriei. Mai avem o colaborare cu, mă rog, ambasada Norvegiei pe fonduri norvegiene. Dacă avem pe iluminat și pe autovehicule electrice, poate vom discuta în această emisiune fonduri elvețiene. Da. Aici discutăm de fonduri norvegiene. Și este doamna Secar, acolo așa se cheamă, sunt în colaborare cu ea. Sper să putem găsi o parte de finanțare și pe fonduri norvegiene, și pe fonduri proprii ale primăriei, poate și guvernamentale, să scoatem la capăt, să pornim acest proiect. Sigur că Societatea de Scaun a durat 9 ani de zile de când a pornit proiectul până am reabilitat-o. Eu nu fac campanie electorală în această seară, am văzut că alții s-au pozat pe acolo, au început campania electorală de acolo. Totuși acest proiect a fost promovat de primăria municipiului de Suceava, de mine ca primar în primul mandat, iar implementarea lui a început cu domnul Gheorghe Flutur în perioada 2008-2012. Așa e în tenis și în politică, sigur, politicienii își vor realizările la unul la altul, dar realitatea este că reabilitarea cetății de scaun a început o primărie, pentru că dacă primăria nu avea făcut proiectul, nu mai prindeam finanțare. Noi am fost printre primii care am finanțat acest proiect pe programul operațional regional și datorită faptului că terenul era al primăriei și siturile de acolo, de la cetate, erau al Consiliului Județean, am făcut această colaborare a Asocierii Consiliului Județean și, sigur, s-a implementat proiectul în colaborare cu Consiliul Județean. Asta o spun în ideea ce am mai spus și altă dată, să dăm cezarul și al cezarului. Și eu cred în acest proiect al Curții Domnești. Nu știu că este un clip foarte bine realizat, au fost prezentate imagini și la televiziunea dumneavoastră. Eu sunt convins că în următorii ani vom reabilita Curtea Domnească și ce se întâmplă, și dacă am discutat în această seară cu reabilitarea și statuii lui Ștefan cel Mare, și vreau să vă spun ajunge, că nici aici acolo, am stat cu mâinile încrucișate, pentru că în anul 2009 Primăria Municipiului Suceava a făcut proiectul de reabilitare a statuii, a socului statuii lui Ștefan cel Mare. Din păcate, noi am depus acest proiect la Ministerul Culturii, Direcția de Culte, a venit criza economică și nu s-a mai finanțat. Adică n-am stat cu mâinile încrucișate, vin alții și văd că ne dau, mă rog, lecții, că n-am făcut, că n-am dres. Chiar ne-am preocupat, dar nu totdeauna este cum vrea primăria sau primarul, pentru că dumneavoastră spunea foarte bine la un moment dat, aici discutăm de surse de finanțare. Și mai fac o paranteză, tot se discută de primari, gospodari. Bun, trebuie să fie primarul și gospodar. Principalul atunci unui primar trebuie să fie un bun manager. Trebuie să știe să aducă bani.
Astăzi primarul nu mai avem bani în sistem centralizat și el îi folosește. Da. Astăzi dacă nu știi să te zbați, nu știi să aduci proiecte și eu cred că lipsit de modestie am dovedit în acești ani că știm să aducem bani la primăria municipiului Suceava. Și în continuare, iată că suntem primii la aceste fonduri europene, cred că chiar primii la ceea ce înseamnă acest proiect pe axa 5, programul operațional regional Curtea Domnească. Am fost, ne-am edificat, știm despre ce este vorba, chiar și asta am făcut niște rectificări în bugetul Consiliului Local pentru a suplimenta o sumă pentru realizarea, pentru actualizarea studiului de fezabilitate la Curtea Domnească. Deci știm exact ce avem de făcut, vom depune proiectul și eu sunt convins că în următorii ani și cu asta închei, deci iată, avem da. Cetatea de scaun, avem Curtea Domnească, reabilităm statuia lui Ștefan cel Mare, iată că zona istorică a Sucevii este salvată, cea care, sigur, arată istoria orașului, pe lângă această chestiune morală, dacă vreți să păstrăm și să promovăm istoria orașului, este foarte important și pentru orașul nostru ca și zone de agrement, ca și potențial turistic și în ultima fază vom boteza piața din zona centrală unde suntem în faza ultimă de modernizare, piața Ștefan cel Mare, având în vedere faptul că acolo este o simbioză între, așa cum am spus, Curtea Domnească, Cetatea de Scaun, statuia lui Ștefan cel Mare, pe care o vom pune în valoare, dar vom discuta la momentul potrivit, că avem și acolo un proiect important. Da, domnule primar, cu siguranță nu este numai sezonul debuturilor în șantiere, da, în această perioadă este și sezonul licitațiilor. Dar până la licitații, că sunt acum în această perioadă, până la licitații dați-mi voie să iau pulsul celor doi viceprimari legat de această afirmație care v-a deranjat la fel de tare ca și pe domnul primar că această administrație nu promite ce face. E o comparație, se face cu o comparație cu cineva? Domnul Harșovski. Nu știu dacă trebuie să facem comparații cu cineva, trebuie să facem comparații cu noi și cred că sucevenii observă că într-adevăr se face. Ce să vă mai spun, că de 2 ani de zile, de un an jumătate, suntem într-un șantier continuu de foc în municipiul Suceava, pentru că s-a lucrat la această rețea de apă și canalizare, și aici fac o paranteză. Aceste lucrări au creat un disconfort. Oamenii înainte când deschideau robinetul aveau apă, când trăgeau apa la baie se ducea în canal. Totuși, acel canal se ducea în pământ și apa era cu impurități. Acum au același lucru, numai că au de o calitate superioară. Se lucrează foarte mult, domnule Chidovăț, și nu doar că, cum am spus, asta promitem. Și o scurtă, iarăși, altă paranteză aici. Proiectul pentru cetatea de scaune se pregătește domnul primar din la sfârșitul anului 2012. Sperând să accesăm fondurile europene pe programul 2014-2020. Uitați-vă că suntem la jumătatea anului, în data 2016. Curtea Domnească, 2016 și acum suntem pregătiți și așteptăm să-l depunem. Deci acest lucru nu mai depinde de administrația locală, ci de a depins de Guvernul României, care a spus că a făcut, dar nu a deplocat aceste fonduri europene. Acum cred că vom fi primi la start. Iarăși, lucrări care s-au făcut și se fac. Se fac în municipiul Suceava de la asfaltări, rețele noi. Eu vă aduc aminte străzile numai care s-au asfaltat anul trecut. Nu știu, strada Nicolae Iorga din cartierul Burdujeni spre gară. Strada Gheorghe Doja, care vine dinspre Ițcani, continuând cu 22 decembrie până la ieșirea spre Adâncata. Putem vorbi de foarte multe lucruri care s-au făcut în municipiul Suceava. Investiții în cele 3 mandate până acum a domnului primar Lungu de peste 347 de milioane de euro. O parte fonduri proprii, fonduri guvernamentale și fonduri europene. Deci, noi avem tendința să uităm. Dacă noi nu știu câți întrebăm, să ne aducem aminte cum arăta Bulevardul George Enescu anul trecut. Când trotuarele și așa mai departe. Sunt lucruri normale care le facem și cred că aceste lucruri trebuie să le mai readucem aminte din când în când sucevenilor pentru a vedea că într-adevăr există implicare, pentru că, până la urmă, acesta este menirea noastră. Să ne implicăm și să facem mai mult confort sucevenilor. Domnul Doroftei. Da, eu aș spune că nu o ducem în zona de deranj, însă proximitatea campaniei electorale, într-adevăr, ne face pe toți mult mai sensibil și mai atenți la nuanțe. Vedeți dumneavoastră că într-adevăr în această formulă, în această echipă discutăm despre rezultatele muncii de ani și ani de zile și despre ceea ce într-adevăr se vede în oraș. Astăzi într-adevăr există și au existat de-a lungul timpului combatanți, competitori, adversari politici care au venit și au discutat despre primărie, stând undeva pe trotuarul de vis-a-vis, în parcul de vis-a-vis și uitându-se la primărie ca la o entitate. Da. Dar neanalizând
intrinsec ce înseamnă, ce efort este în spate, cu ce resursă trebuie și cu cât atenție trebuie să judeci, să așezi toate aceste resurse pe necesitățile și pe prioritățile pe care le au sucevenii. Timp în care există această discuție și comparație lăsată prin spațiul public, iată că noi am muncit și am reușit să facem niște lucruri care vor rămâne și sunt în beneficiu și în folosul sucevenilor. Și este firesc să fim atenți la nuanțe și este firesc să ieșim așa cum facem și acum împreună cu toții, pentru că, într-adevăr, e rezultatul muncii de echipă și contează foarte mult. Se vede și se lucrează împreună, se lucrează foarte bine ca să facem ceea ce ne-au mandatat sucevenii, în primul rând, să facem. Da, am înțeles. Domnule primar, cum am spus, este și sezonul licitațiilor. Administrația are în față câteva licitații legate de proiectul electromobilitate, sistemul integrat de transport electric, de asemenea și de realizare a unor străzi în cartierul Tătăraș. Da. Deci, sigur că pe rând. Deja au fost licitații, deci nu, pe data de 14 martie, de exemplu, a fost licitația pe fondurile elvețiene pentru reabilitarea elementului public în municipiul Suceava. Sunt un număr de 6 oferte, se analizează la Direcția de Specialitate, la achiziții publice din primărie. Vreau să vă spun că 4384 de corpuri de iluminat vor fi înlocuite cu lemn tip LED. Deci asta înseamnă iluminat și cartierul George Enescu, Obținiți, Can și tot. Absolut tot. Nu numai pe arterele principale. Și vreau să vă spun că în urma licitație, așa cum estimăm noi, se vor face economii. În mare economiile pe care le-am făcut, am solicitat ca acești bani să fie redistribuiți, că de ce? În momentul în care s-a făcut acest proiect, o serie de străzi noi nu erau, atunci au apărut. Da. Așa, și cu acești bani aducem și în străzile noi care au apărut după ce noi implementăm acest proiect. Iată că acest proiect, astăzi situația și nu depinde numai de primărie, tot îi pornit de la anul 2011, de 5 ani de zile, asta este realitatea, acest proiect pe fonduri elvețiene, banii europeni sunt foarte buni, dar ei sunt birocratici, foarte greu de adus, de gestionat, asta este realitatea, dar e important că sunt bani gratuiți. Deci avem un proiect care deja este la faza de analiza ofertelor, cu siguranță perioada următoare va fi un câștigător. Deci avem acest sistem de energie verde, cum se spune, pe iluminatul public. Asta ce înseamnă că valoarea facturilor pe care le va plăti primăria din banii sucevenilor se va reduce foarte mult, de asemenea costurile de exploatare, de întreținere acestor lămpi, acestor instalații de iluminat public vor fi foarte reduse. Vom avea un sistem modern de telegestiune, de comandă de la distanță acestui iluminat public și vom avea posibilitatea să reducem din intensitate sau chiar să stingem pe anumite perioade din noapte, nu știu, între 12 și 4, pe anumite artere din municipiul Suceava, iluminatul sau să-l mai reducem, în așa fel încât să facem cât mai multe economii, pentru că aici discutăm până la urmă de banii sucevenilor. La fel este celălalt proiect, tot pe fonduri elvețiene, da, în care va fi prima licitație pe data de 16 mai, în ideea de a aduce 11 autovehicule noi în Suceava și am mai văzut comentarii răutăcioase, cum o las ceva, pe mine nu mă deranjează, dar chiar suntem un oraș european. Vreau să vă spun că suntem un oraș în România care aduce acest transport electric în România pe fonduri elvețiene europene. Suntem primul oraș în România care a semnat acest memorandum în anul 2011 la Lisabona de transport electric și vreau să vă spun că în baza acelui memorandum cu Comisia Europeană, iată că vom aduce primele 11 autoturisme, electrice în municipiul Suceava, două furgonete electrice, o autoutilitară automotorătoare electrică și o autoutilitară autocisternă electrică. De asemenea, vom avea 28 de puncte de încărcare în municipiul Suceava pentru transportul electric, 56 de locuri de parcare pentru vehicule electrice, un dispecerat la fel pentru acest transport electric și la fel vom cumpăra și 10 biciclete electrice cu sistem de încărcare aferent și cu panouri fotovoltaice moderne pe care le va folosi poliția locală. Deci suntem un pilot, un pionierat, un proiect de aproximativ 3 milioane de euro pe fonduri elvețiene. Tot în acest proiect, și este la fel la faza de licitație, sau chiar a avut loc licitația, avem la fel 6 oferte, deci în acest proiect de fonduri elvețiene, ni s-au dat bani să facem documentația pentru a aduce 40 de autobuze electrice în municipiul Suceava. Suntem la faza în care, la fel, urmează să fie desemnat firma de consultanță care face acest studiu.
studiu și vreau să vă spun că în perioada următoare, și eu sper că acest lucru se întâmple până la sfârșitul anului, vom încheia contractul de, mă rog, achiziția a 40 de autobuze electrice în municipiul Suceava, un lucru la fel în premieră în România, și vreau să vă spun aici un lucru foarte important, de unde poate trecut în secundar. Avem această societate de transport public local, TPL-ul, care debea gâfie, dar nu din cauza primării. De ce? O... Numărul nu. Vă spun cum se face eficientă prin acest proiect. Deci nu, că am înțeles prin alte proiect. Surse că administrația dorește falimentarea. Nu, e o prostie. E o prostie nici într-o cază. Administrația an de an și în acest an dă 1 milion de euro subvenții la transportul public local. Nu este adevărat. Deci problema este felul următor. Numărul de persoane care circulă transportul în comun s-a redus din două motive. Criza economică de o parte, doi, oamenii și-au luat mașini particulare. Cei care nu mai încap și ajunge probabil și acolo să discutăm de varianta unui nou pod, care avem aici, sprancă, schiste și așa mai departe. Sunt aceste două aspecte, deci a scăzut numărul de călători care circulă cu autobuzele. Aici sunt două aspecte. Deci, singura soluție de eficiență, deci pe lângă faptul că primăria dă 1 milion de euro anual subvenții, ar trebui să mărim prețul la bilet. Un lucru care sucevenii nu mai pot suporta și eu sunt convins de acest lucru. Astăzi, faptul că sunt economist de meserie și știu exact să citesc un bilanț și o balanță contabilă, peste 70% din costurile de la societatea de transport public local sunt legate de combustibil, de motorină. Deci noi când vom aduce anul viitor aceste, mă rog, să zicem că anul ăsta facem contractul, anul viitor vor veni efectiv aceste autobuze electrice, aceste cheltuieli combustibil se vor reduce la 10%. Sigur că aici este o problemă de următoarea nuanță. Aceste autobuze sunt scumpe. Sunt mai scumpe de 2 ori decât un autobuz normal, sau poate chiar 3, dar sunt pe fonduri europene, sunt gratuite cu 2% cofinanțare din partea primăriei. Deci aceste autobuze, și aici vreau să clarific, pentru că am mai avut discuții de astea, oamenii spun, da, domnule, trolebuze, dar de ce nu luați trolebuze? Am discutat atunci, am primit repede. Da, trolebuzele, dar nu totdeauna să uit aceiași oameni, trolebuzele consumă energie electrică, la fel sunt cheltuieli scumpe cu combustibilul. Aceste baterii funcționează ca o lanternă, aceste mașini, pardon, pe bază de baterii. Bateria se pune la încărcat și ele au o autonomie de funcționare de 150 de km a doua zi. Deci, pe lângă faptul că vom avea un transport modern, mijloace de transport moderne, civilizate, unice în România, vom face eficientă prin această achiziție societatea de transport public local. Pentru că altfel, vă spun, este această idee să majorez costurile acolo. Nu se poate, pentru că sucevenii nu mai pot suporta prețul biletului, care nu este cel mai mare din țară, este undeva la un nivel mediu. Deci iată că sunt niște proiecte unice și cei care spun Comuna Suceava, le-am dat doar un exemplu și mai avem încă multe de spus imediat. Că ceea ce spunem noi, Suceava, oraș de nivel european, am dat doar un exemplu că suntem acolo. Da, exact de această sintagmă, Suceava, oraș european. Dumneavoastră faceți eforturi, administrația face eforturi pentru rentabilizarea și ați prezentat în ce fel doriți rentabilizarea TPL-ului și nu promiteți gratuități la transportul public local pentru pensionari, elevi și studenți. Deci, se intră îndată în campanie, vor fi candidați. Nu, asta. Deci noi dăm deja, azi noi dăm 50% bilet redus la pensionari. Noi azi am 50%. Vă spun chestia cu integral. Ați văzut și în altă, la București s-a dat integral vă 10 ani și a societate în faliment. Trebuie să ținem un echilibru. Pentru că acel integral, acel gratuit, trebuie să-l plătească cineva. Căci ca așa în Europa modernă și circulă, trebuie să-l plătească cineva. Nu e chiar așa în Europa. Eu vă spun ce... În multe orașe din țară, la noi ne se face populist mult și la Iași s-a dat transport gratuit și societatea în faliment. Sigur, noi, când am venit primar, am găsit o societate în faliment, corect, am pus-o la nouă și cu greu o ținem în echilibru. Dar vă spun care este soluția. Soluția este de adus și autobuze electrice noi. Este o variantă și nu vreau să promit. În măsura în care, așa cum v-am spus, costul combustibilului este mediu, vor scădea de la 70% la 10%, atunci avem posibilitatea din subvențiile care le dăm la primărie. Da? Aceste subvenții care acoperă balanța între venituri și cheltuielile acolo, aceste subvenții, acest milion, se poate acoperi în întregime costurile gratuite a pensionarilor. Dar eu nu mă hazardez, nu fac promisiuni, dar este această variantă cu pixul în mână, nu facem promisiuni de șarte. Și trebuie înțeles cu asta, concluzionez, aceste gratuități trebuie să plătite de cineva. Deci îl plătește primăria, nu că le dă din creion primarul, spune că le circulă liber lumea și circulă liber. Cineva le plătește. Din banii care îi dă primăria, dacă aducem aceste autobuze noi, se pot acoperi și cheltuielile de subvenție în totalitate a abonamentelor și la pensionari. Haideți să poposim pentru un minut jumate asupra acestui proiect de reabilitare a statuiei Ștefan cel Mare. Deci publicul încă nu este lămurit. Se spune că, domnule, în atâția ani e o lucrare de
foarte mică. Administrația putea să... N-am putut, dita mai municipiu, Suceava, n-am găsit câțiva bănuți ca să... Cu tot respectul pentru cetățeni, pentru telespectatori, știu, eu mai zic, dar n-ați avut două găleți de vaș, două, dar acolo de jos, nu este așa. Este monument istoric. Acolo nu se poate face nicio intervenție fără aviz de la Direcția de Culturi, de la Ministerul, de la Direcția de Culturi, de la Ministerul Culturii. Și nu se obține ușor. Deci noi am făcut acest proiect, am spus că l-am depus la Ministerul Cultelor în anul 2009, era secretar de stat domnul Timiș Vasile pe atunci, cu care avem o relație foarte bună, a fost bine intenționat să ne ajute, a venit criza economică și n-am mai putut. Am refăcut din nou acest studiu de fezabilitate, iată aici sunt poze, ca să spunem așa, după cum se poate observa, nu e doar o simplă reabilitare a socului statuiei lui Ștefan cel Mare, este și o mini-zonă de agrement în jurul ei, cu bănci, cu jardinieri de fări, cu alei pietonale, este un proiect deosebit și sigur că suntem la faza de licitație și aici, pregătirea documentației, urmează în perioada următoare să facem licitația, să facem execuția. Nu poate să facă oricine. Deci este, în coadă spun, un monument istoric, se intervine în condiții strict. Doar firme care specializează. Pentru că am întâlnit și mulți zice, domnule, dar n-ați fost în stare, două găleți și de mortar, cad basoreleful, alea jos. Nu se poate, ne face dosar penal, trecem, ajungem la faza de infracțiune, că am intervenit la un monument istoric fără aprobări. Deci cam așa stau lucrurile. Eu zic că mai bine mai târziu decât niciodată, dar repet, acest proiect l-avem, l-am depus la Ministerul Culturii, din păcate a venit criza și n-a putut fi finanțat. Eu zic că astăzi proiectul este pe drumul cel bun, dacă ne ajută Dumnezeu în acest an îl implementăm, cum se spune. Da. Domnule primar, sunt suceveni care așteaptă gazul metan din secolul trecut. De ce să mai cred acum că o să ajungă gazul metan? La Burdujeni. Deci și aici este o problemă în care... Pe care din ei să-l întreb? Pe care primăria... Cu toții suntem în cunoștință de cauză. Mai vorbesc subiectul ăsta și mai ales să vorbească, pentru că l-am gestionat și știu. La fel, eu ca primar ne-am făcut datoria, pentru că a fost una din promisiunile din anul 2004 cu care am câștigat alegerile. Am promis celor din Burdujeni sat două lucruri esențiale. Apă și canalizare. Nu se stă atunci de asfaltarea străzilor. Iată că o facem. Am făcut trei străzi, suntem la... a patra în licitație de Tolstoi și urmează altele pe fonduri europene, dacă vă facem o paranteză, pe aici a discut de Vasile Pervan, de Dobrile Eugen, de Pictor Panaiteanu, de Cringul și alte străzi. Deci vom, încetul cu încetul, vom asfalta și străzi din Burdujeni sat. Gazul metan, deci noi am făcut datoria, am făcut o asociere cu Ion Gaz Distribuție la vremea respectivă, mai exact prin anul 2010, din păcate ne-am lovit de o lege comunistă, în sensul că instalațiile care se făceau, investiții care le făcea primăria, se transferau gratuit la operatorul de gaz. Și atunci, înainte operatorul de gaz era Romgazul. Nu era niciun fel de problemă. Se transfera de la stat la stat. Fiind un operator privat, n-a mai fost posibil acest lucru. Primăria fiind entitate privată și culmea este că am avut 20 de miliarde în cont păstrați vreo 3 ani de zile pentru gazul metan din Burdujeni sat. N-am putut folosi banii pentru că nu era modificată legea. Am ridicat și această problemă la vreo 3 prim-ministri. În sfârșit, prin Senat, prin s-a modificat legea energiei, astăzi putem să facem acest proiect. Avem primul răspuns de la Ion Gaz Energie. Marți am o discuție la primăria Suceava cu directorul de gaz de la Târgu Mureș. Deci suntem pe drumul cel bun și vreau să-i asigur și rog pe cei din Burdujeni sat să ne dea concursul, pe cetățenii de acolo. Imediat după Paști vom face un sondaj din casă în casă să vedem cine vrea să-l acordeze la gaz metan. Aici despre ce este vorba. Funcție de acest sondaj se va implica financiar mai mult sau mai puțin Ion Distribuție. Indiferent cum este sondajul, primăria se va implica mai mult, avem baza legală, în așa fel vom aduce gazul metan în Burdujeni sat. De asemenea, avem la fel un cartierul de al mănăstirii cu case foarte multe, 300 de case acolo, foarte eficient din punct de vedere al furnizării gazului metan, deci vom face o compensare între casele mai rare din Burdujeni sat și acolo sunt anumite zone chiar rezidențiale pe anumite străzi unde sunt făcute case noi. Eu sunt convins că vom găsi o soluție pentru că chiar dacă gazul este mai scump, eu știu mentalitatea oamenilor, important este să se branșeze și consumă atunci când au nevoie. Dar gazul înseamnă civilizație. Deci civilizația înseamnă gazul metan. Și ca atare vom face tot posibilul să aducem gazul metan în Burdujeni sat. De ce acum? De ce n-am făcut-o până acum? Am spus foarte clar, am avut proiectul pregătit, n-a fost modificată legea. De o jumătate de an, de prin octombrie anul trecut s-a modificat legea și ca atare am reluat ofensiva înapoi de aducerea gazului metan în Burdujeni sat. Da, domnule viceprimar, vă rog să interveniți. De ce concetățenii noștri din Burdujeni ar trebui să fie mai optimiști
legat de aducțiunea. Pentru că, în primul rând, s-a modificat legislația, așa cum a spus domnul primar, și de acum lucrurile pot deveni realitate. Eu aș vrea totuși să mă întorc puțin la un subiect, la transportul public local, pentru că spuneați că cineva ne acuză că vrem să-l vindem sau că și așa mai departe. Uitați-vă că în momentul de față este la licitație o procedură de achiziție a 5 mini-autobuze, așa cum au fost aduse și cele de anul trecut, când parcul societății de transport public local s-a mărit cu 5 mini-autobuze și, drept urmare, în momentul de față, dacă reușim să le aducem în mai, cel târziu în iunie, transportul va fi mult mai civilizat. Totodată vorbim despre minim 11 noi stații de autobuz care sunt în momentul de față tot la procedură de achiziție. Da. Deci uitați-vă că lucrurile se fac, cum a spus dumneavoastră, administrația care face, nu care promite. De aceea cred că vor fi foarte multe intoxicări în perioada următoare, dar, repet, avem o istorie, lucruri palpabile pe care putem pune mâna și putem vorbi. O investiție sau investiții care sunt dorite de Suceveni, așa cum spuneam eu, de acest proiect modernizare Suceveni de la scară de bloc, vorbim de parcări de reședințe. În bugetul de anul acesta este prins capitol separat parcări de reședințe, sunt 1,7 milioane de lei prinși acolo pentru a identifica noi parcări de reședințe. Putem vorbi de parcări supraterane, unde cred că domnul primar va putea spune foarte multe, dar în primul rând putem vorbi de acele suprafețe care le putem identifica cadastral între drumul existent și bloc, acele suprafețe care le putem intabula, a scoate autorizații pe ele și să construim aceste parcări de reședință, pentru că trebuie spus clar, Suceava este un oraș aglomerat, nu este vina domnului primar Lungu sau a viceprimarilor că este așa construit cum a fost construit. Gândiți-vă că înainte de Revoluție și curlau mașinile o duminică și o duminică în urmă și par. De atunci au crescut foarte mult numărul de mașini și cred că trebuie identificate și găsite soluții împreună cu locatarii municipiului Suceava pentru aceste parcări de reședință. Acestea sunt lucruri care se fac, lucruri care au fost începute anul trecut, pentru că, repet, e o ordine firească a lucrurilor, s-a lucrat în subteran, s-a finalizat, asfaltăm și căutăm soluții și în perioada următoare sucevenii vor vedea poate mai multe. Eu spuneam și anul trecut, când mai veneam pe la emisiune la dumneavoastră, la postul dumneavoastră, spuneam să ne ajute Dumnezeu și banii să ținem în ritmul de care l-am ținut anul trecut, să ținem și anul acesta și în campania electorală care începe, nu știu, pe 6 mai, să stăm și să spunem, uitați, acestea sunt lucruri care sunt făcute. Sucevenii au ce vedea, au ce simți cu ghilimele de rigoare și cred că suntem pe drumul cel bun. Domnul Doroftei. Așadar, domnul primar a vorbit despre proceduri care îngreunează oarecum ducerea la îndeplinire a ideilor, a proiectelor. Și puteți vorbi inclusiv și despre transportul în comun, simțiți dumneavoastră că va dispărea această societate de transport public local și, evident, și despre acest proiect, aducțiunea. Ceea ce afirmați dumneavoastră, care exista în spațiul public o asemenea afirmație, cu privire la transportul public local. Că, evident, sunt oameni care văd ce eforturi se fac la nivelul municipalității pentru a moderniza transportul public local. Știți cum e? Eu cer autobuzul. Eu mă întreb dacă persoanele care au lansat astfel de ipoteze au circulat vreodată cu autobuzul. Întâmplarea face că eu mai circul cu autobuzul. Din când în când, în mod excepțional, îmi iau copiii, merg cu autobuzul să văd în ce condiții circulă sucevenii, să văd unde sunt traseele. Suntem în cunoștință de cauză cu toți trei, pentru că am avut aceste întâlniri cu oamenii prin cartiere și știm foarte clar că în Burdujeni Sat trebuie modificat traseul acolo și acolo, că în Urcin trebuie modificat traseul și pus o altă stație pe Victoriei și tot așa. De aceea ne concentrăm și discutăm despre mărirea parcului de mașini la TPL, în așa fel încât timpii aceștia dintre două mașini să nu crească foarte tare, că dacă astăzi am schimbat traseile și le-am pune stațiile așa cum își doresc foarte mulți cetățeni, vor crește timpii de așteptare. Și atunci, evident, nu este în beneficiu cetățenilor și nici nu ne avantajează pe niciunul dintre noi. Însă, odată încheiate aceste proceduri de licitație, din contră, tot ceea ce înseamnă activitatea TPL, Transport Public Local Suceava, va avea, eu cred, rezultate foarte bune și va fi un serviciu prestat la cele mai înalte standarde. Însă înțelegem că e procedură, e în desfășurare și avem și răbdare. Până atunci facem toate eforturile. Cât privește gazul Burdujeni Sat, da, e o nevoie pe care oamenii de acolo o au și o exprimă și o manifestă continuu. Din fericire, în cele din urmă s-a modificat legea și iată că se poate investi. Și ca să vă mai dau un exemplu apropo de
ce înseamnă 30 să stai, de secunde. Ce înseamnă să stai să aștepți modificarea legislației. De mai bine de un an de zile așteptăm să se publice normele, metodologia privind vânzarea apartamentelor ANL în rate direct la primărie. E bine, în cele din urmă s-a întâmplat această minune și iată că suntem în măsură ca în luna mai să intrăm în Consiliul Local cu aprobarea necesară, în așa fel, cu proiectul necesar, în așa fel încât să putem vinde direct aceste apartamente. Partea bună e că între timp a fost domnul primar la București, a discutat, se reia o licitație pentru încă 80 de apartamente și știm foarte clar, unul dintre punctele sensibile îl reprezintă locuințele pentru specialiști. Iată, avem spitalul și chiar o să vă rog să discutăm și despre spital. Avem spital, avem nevoie de medici și suntem și pregătiți să facem toate eforturile să le punem la dispoziție locuințe acestora. Da, în acest moment luăm a doua și ultima pauză de publicitate din această emisiune. Revenim imediat.